Partidul Social-Democrat dorește plafonarea prețurilor la electricitate și gaze naturale la nivelul medii ultimelor 6 luni și subvenționarea a 50% din scumpirea rezultată în facturile populației. Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă promite că va lupta împotriva acestor abuzuri făcute de actuala coaliție de guvernare și va face tot ce îi stă în putință pentru a bloca aceste acțiuni criminale făcute împotriva românilor. Guvernul trebuie să explice de ce s-a grăbit cu liberalizarea pieței de energie în condițiile în care nu există concurență reală pe piață. Nu existau suficiente capacități de producție interne și nu existau prevederi pentru consumatorii vulnerabili. Foarte bine, dar să fie pe înțelesul nostru al tuturora, nu pe înțelesul barosanilor care conduc acolo. Pe al lui Virgil Popescu, nu? A. Da, sunt plafonuri. Dacă se poate să nu ne îngreuneze chiar așa de tare, că vine iarna acum și ne omoară de tot, înseamnă. Țara asta e dusă la râpă, vă spun. Eu sunt pensionar, am 48 de ani de muncă, 6 luni și câteva zile. Și am o pensie, mi-e rușine să vă spun. Și am muncit unde stau ăștia, că nu pot să le spun, niște nemernici, la Casa Poporului. PSD vine cu argumente solide pentru plafonarea prețurilor și anume dublarea facturilor cu utilitățile. Electricitate și gaz înseamnă un cost suplimentar de 5.676 de lei pe an, aproximativ 1.200 de euro pentru fiecare gospodărie de salariați din România. Cei cu salariul mediu 3.545 de lei pe lună vor plăti salariu pe o lună și jumătate. În cazul pensionarilor, dublarea facturilor ar însemna un plus de 377 de lei pe lună, adică 4.524 de lei pe an. La o pensie medie netă de asigurări sociale de stat de 1.604 lei, înseamnă că pensia pe 3 luni va fi folosită integral pentru plata facturilor utilităților. În orice caz s-au răzgândit și s-au gândit mai bine pentru a compensa consumul mare de energie cu plăți mari la facturi, pentru toate familiile care au un venit mediu, am înțeles, sau sub mediu. Este o situație bună, deși, dă-i Doamne, mintea românului după urmă. Trebuia făcută în prealabil. Să nu se fie ajuns aici la fel de, știu eu, intervenții, canoneli din partea consumatorului și așa mai departe. Da, e o idee bună, dar am înțeles că din 31 octombrie până la 31 martie, asta e. Deci nu e o perioadă mai lungă. Cât ține iarna. Așa am înțeles la televizor. Și dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, ce părere ați avea? Credeți că i-ar ajuta pe cetățeni? Dar, măi, suporta și statul. Dramatic este însă faptul că aceste scumpiri ale energiei se propagă la toate produsele și serviciile. Totul va fi mai scump, iar cei mai mulți dintre români pur și simplu nu vor putea face față. Deja 45% dintre români suferă de sărăcie energetică. Toate calculele sunt făcute pe baza datelor oficiale INS, prezentate în coordonate ale nivelului de trai în România 2020, apărute în mai 2021. Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă a transmis un mesaj clar de solidaritate cetățenilor județului Mehedinți, promițând că va face, ca de fiecare dată, tot ce este posibil pentru a le apăra interesele. Implicarea și devotamentul față de oamenii care l-au trimis să-i reprezinte în Parlamentul României caracterizează primele luni de mandat ale acestuia, iar lucrurile bune care vin în sprijinul oamenilor nu se vor opri nici în perioada următoare. Mergem în fiecare zi printre oameni și aceștia se tem și se plâng de actuala situație din România. Bună ziua, da, este până la urmă o stare normală, având în vedere ceea ce se întâmplă în România în ziua de astăzi, având în vedere acțiunile pe care le întreprind acești guvernanți cu ghilimele de rigoare, și o să tot spun lucrul ăsta, fiindcă nu mi se pare normal să fii plătit din buzunarul public și să iei acțiuni împotriva cetățeanului care te-a trimis în Guvernul României sau în Parlamentul României. Ce pot spune este că sunt parlamentar PSD, sunt parlamentar de Mehedinți și voi face tot ce îmi va sta în putință să blocăm aceste nedreptăți până la urmă la adresa cetățeanului și totodată vom propune cele mai bune măsuri, spunem noi, pentru fiecare cetățean. Nu este normal ce se întâmplă acum, nu este normal fiindcă ne va afecta pe toți și, așa cum spuneam și alți colegi de noștri, vom deveni toți consumatori vulnerabili.
Este importantă plafonarea prețurilor, așa cum a făcut și Spania, cum se pregătesc să facă și alte state din Uniunea Europeană. Pentru o bună parte din aceste creșteri de prețuri sunt speculative, nu au o explicație în costurile de producție. PNL a eliberat taxa de 2% din cifra de afaceri a corporațiilor din sectorul energetic. Din acești bani ar fi existat resurse pentru protecția consumatorilor vulnerabili. Tot PNL a eliminat plafonul la prețul gazelor naturale. Dacă nu eliminau acel plafon, azi nu am fi avut creșteri uriașe la facturile de la gaze naturale. Mai mult, când legea consumatorului vulnerabil s-a dezbătut la Senat, toți senatorii PNL au votat împotriva amendamentului PSD ca legea să intre în vigoare în acest an.